Domnul șef adjunct a serviciului, efectivul direcției situații excepționale Căușeni pentru inaugurarea postului de salvatori și pompieri Talmaza este alineat. Să trăiți! Astăzi la noi localitatea este un eveniment foarte important. Deschiderea postului de salvatori și pompieri. Localitatea Talmaza are nevoie de așa ceva. Vă spun cu siguranță, chiar pe data de 20 a fost un caz care m-a sunat și părintele, care este prezent aici, și o parte din oameni, că în regiunea la cimitir a fost un incendiu care personal m-a sunat la domnul Tomov. Grupa de intervenție a venit în scurt timp, s-au făcut băieții datorie la nivel, n-au dat voie ca acest incendiu ca să răspândească, l-au localizat, că împrejur, case bătrânești, părăsite, acoperite cu stuc, puteți să fie o nevoie și mai mare. De aceea, eu suport că această autospecială și acești băieți bravo care sunt încadrați în câmpul muncii aici, o să facă datorie la cel mai înalt nivel. Eu suport că dumneavoastră să fiți în siguranță. Vă doresc sănătate, bunăstare, să ne aibă Domnul în pază. Venind sau deplasându-mă spre dumneavoastră, trecând pe lanuri, pe drum, pe teritoriu, pe jumate de teritoriu de țară, vedem permanent unde foc, unde accident, la toate acestea este necesar ca să intervii cineva, să acorde un ajutor. Ce ar însemna aceasta? Asta ar însemna un serviciu care va fi pentru beneficiu cetățanului. Instituirea acestui serviciu la dumneavoastră în sat sau revenirea acestui serviciu la dumneavoastră în sat cu aportul care a venit din partea serviciului, din partea președintelui raionului, primarului satului și, nu în ultimul rând, a dumneavoastră, contribuția dumneavoastră, este în beneficiu dumneavoastră. Să vă aibă Domnul în pază. Rugăciunea pompierului. Când de nobile datorie sunt chemat, oriunde o flacără s-a întremat, dă-mi, Doamne, acea putere să salvezi oameni de la pierie și durere. Ajută-mă un pic, copil, să îmbrăcișez de oroarea flăcărilor să-l salvez și pe bătrâni, ca pe mei părinți, să-i scap de ale flăcărilor dinți. Nu aștept vorbe bune sau vreun dar, ci mulțumesc-o Dumnezeu pentru acest har, că sunt privit ca și un înger păzitor, un sentiment deosebit ce-mi dă fiori. Și totuși, sunt un simplu muritor, riscându-și viața pentru o mână de ajutor. Asta îmi umple inima de mulțumire că am fost brav și mi-am împlinit a mea menire. Înia noastră ce ne apărăd din noastră, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne ridici pe noi ispită și ne zărești din cel vicleană, că ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, atunci pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Ascultă-l Sfântă prin puterea cu apa aceea Sfântă să depărteze traducerea și adevărească vicleană și protivnică. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, se binecuvintează să înțelege transportul acesta pentru pierea cu apa aceasta Sfântă, să depărdeze totul grea ce nevălească, viteană și pătrină. Biruință binecredincioșelor creștini, asupra celor proveniți de de ce ați hotărât să devineți pompier aici? Păi, trebuie și cineva să fie, să ajute, să fac treburile astea, până la urmă. Ați mai stâns incendii până acum? Putem? Ați mai stâns incendii? Da, stângem cred. Nu vă temeți foc? Da, și nu te mult. Lumea atât fac, cum vreți, așa facem și noi. Unde o să interveniți? Ce anume o să faceți? Păi, uneori să te cheme
și chemările să fie, stăm locul să activăm. Cum e să fii pompier în localitatea de Baștină, domnul Ion? Dar cum poate să fii Baștină? Ca pompierul, cum? Ați mai activat în domeniu? Ați mai lucrat, ați fost, ați mai stâns? La sosiet când am fost, am ajutat la stâns. Mai câțiva ani în urmă. Cam tot. Dar ce s-a întâmplat la vecin? S-a oprit casă. Până au venit pompieri. Greu au venit pompieri? Nu, de la Ștefan Vodă până au venit, a trecut o leagă. Acum, dacă va fi un incendiu, ce vă-ți face dumneavoastră? Nu, noi o să ajungem mai repede la loc decât de la raion, când vine o mașină. Să ajutăm oameni.